Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Pe canapeaua Irinei tocmai s-a așezat un campion recunoscut pentru loviturile sale imparabile. Surpriză mare! Se pare că nu se teme nici de gătit. Bine ai venit pe la noi, Cătălin! Asemenea talent ascuns, nu mă așteptam să ai. M-ai văzut, ai multe talente. M-ai văzut undercover, nu? Bine v-am regăsit. Mă numesc Cătălin Moroșanu, de această dată cu păr și cu barbă. Am crescut, în sensul că am îmbătrânit și acum, la vârsta de 38 de ani, vă vedeți așa cum sunt. Un băiat simpatic, carismatic, cu foarte multă energie pozitivă. Care este preparatul care, nu știu, îți lasă apă în gură doar când îi auzi numele? Stecul de vită cu vin roșu. Uh-huh. Fii atent, am descoperit o chestie nouă. Așa. Ca să nu par nici țăran. Piure cu trufe, știi? Ți-ai făcut documentarea înainte să vii la șef? Normal. Șefilor ce le gătești în seara asta? Salată. Asta zic. Îi dăm drumul? V-am spart. V-am spart. Ei habar n-au că eu acum sunt la regim. Ce drăguț. Ai mare dragul, ia. Pentru că odată cu vârsta și faptul că nu mai arderile pe care le aveai înainte ca sportiv, eu mă îngraș și băiatul trebuie să stea la regim. Și vine băiatul cu o combinație pe care o fac aproape în fiecare zi. Nu exagerez. Da? Da, salata asta mănânc. Când vin seara de la antrenamente, bag o salată. Acum o să fac și pâine. O să pun și niște pâine cu usturoi, parmezan, ca să nu fie nici așa să vin ca Vasile în târg. Am venit la acest show, Șef la cuțite, ca să îi șochez pe băieți. Zic, bă, cine a făcut o salată? Cine? Moartea din Carpați, Cătălin Moroșan. Și vreau și să fie și clasică mâncare. Adică nu vreau să bag eu pâinea prăjită, să bag salată deasupra. Urăsc fazele astea. Fratele meu, salata e salată. Când mănânci salată, ai băgat-o frâșul în lingură, acolo ai pâinea, ai luat pâinea, ai luat o gură de pâine și pe aia la salată. Ia! Bellissima! Nu-mi place salata cu crutoane. Nu o suport, nu înghit. Nu înghit când mănânc pâine cu frunză, cu ce dracu. Nu, salata, salată. Ce înseamnă să tai eu crutoanele, să mă chinui, să... Mă, trebuie să fie salata într-o parte, pâinea într-o parte. Dragii mei șef, am făcut o super salată și dacă nu vă place, nu știu ce o să se întâmple. Până atunci, să ne dăm cu părerea în cazul unei salate gătită de însuși moartea din Carpați. O fi pus și el în farfurie un pom doi de quinoa? Iată, cuțitul meu de aur. Ăsta e cuțitul meu de aur. Zici? O să fiu foarte atent la cuțitul de aur în acest sezon. Eu cred că... De ce? Sezonul trecut ți-a mers nasol, nu? Să știi că te ia așa puțin o emoție, dacă e să o luăm. Norocos, fericit! Eu am fost de mic. Urma să spun norocos, uite, bă, uite, vezi? Ca maneaua, dar uite că s-a dus... Păi asta e, ce nu e? Uite, mă, vezi? Cuțitul meu de aur, așa o salată, zic la salată! Are și avocado, are quinoa și semințe, are? Gata, mă, e fericire pentru Bontea. Vreau să văd dacă are quinoa. Ce quinoa mâncați și numele ta? Puteți să închideți ziua de filmare aici? Sorin și-a găsit câștigătorul din sezonul ăsta. Dacă avea quinoa, era... Aoleu! Să moară Gibran dacă știu ce e la quinoa. Mamă, de... Asta e genul de pâine care te taie în gură. Mamă, asta e bună, mă, pâinea, mamă. Mă. Place pâinea așa, dacă dădea cu puțin usturoi pe ea... Nu-ți place? Pâinea așa nu. Cum, mă? Pâinea asta așa nu. Dar... Cu usturoi? Salata e genial. Bă! Salata e wow! Frei! Băi, după cum este aici, eu cred că este o adeptă planului de mișcare, viață sănătoasă a lui Carmen Brumă. Da. Și sportivă. Eu cred că este muzician. Ce, mă? Pentru că îi place tonul. Hai să votăm! Oh! E grație!
Vă așteptați? Nu, nu, nu. După ce am mâncat salata asta, nu mă așteptam să intri tu pe ușă. Pe cât arăta omulețul ăsta de fioros când intra în ring, pe atât de blajin mi se pare acum. Dar a venit cu o karmă foarte pozitivă, așa. Moroșel, zi-mi și mie, după o salată de asta poți să te bați? No. Asta zic și eu. Unde? Unde să te? Unde? Cu ce? Toată viața mea de sportiv am băgat numai carne, frate. E asta zic. Mușchiul și forța de acolo vine, de la proteină. La vârsta de 14 am apucat de rugby, pentru că eram victima bullying-ului, toți făceau mișto de mine și atunci am să mă apuc eu de sport, că am văzut că sportivii erau respectați la mine în liceu. Am intrat la facultate de drept, la Iași, și în anul 2 de facultate m-am apucat de kickboxing. Am vrut efectiv să slăbesc, că deja mă lăsasem de sport și aveam puțină grăsime pe burtă. Și uite, așa, dintr-o simplă întâmplare, am ajuns primii 8 luptători din lume, în gândire care sunt 7 miliarde de oameni. Un băiețaș dintr-o comună, din comuna Grajdu, de lângă Iași. Și ai imaginat vreodată cineva că o să se întâmple lucrul ăsta? Uite că s-a întâmplat. De când nu te mai bați, ce mai faci? Sunt promotor, organizez gale, evenimente, o academie de arte marțiale chiar aici lângă voi la Romexpo. O, ce drăguț! Ce? Kickboxing, jiu-jitsu brazilian, MMA, aikido, karate kyokushin. Pentru mine este o satisfacție foarte mare, pentru că vin copiii la sală, iar eu trebuie să fiu într-un fel profesorul lor, în același timp și mentorul lor. Și cred că datoria mea este să ofer înapoi lumii sau țării mele ceea ce mă oferi mie viața, ca să fiu ceea ce sunt în momentul de față. Cum vezi lumea asta kickboxingului astăzi, odată ce ești pe partea alta a ringului? O văd mai obiectiv. Fiind promotor, cam pot să văd ce se întâmplă și în stânga și în dreapta, pot să-mi dau seama de un sportiv că aduce audiență, că este carismatic, că poate să vină cu un feedback. Eu am o curiozitate. Ia. Când ai intrat în ring, te-ai dus la vreunul așa cu o jumătate de suflet, de frică? De fiecare dată mi-a fost frică când intram în ring. Adică, nu mi-a frică că mi-a luat un punct, mi-era frică de ideea că pierd meciul. E altfel de frică. Și mereu ai frica aia. Să te ferească Dumnezeu să-ți dea unul una de frică. Și nu mai ții minte cum îl cheamă pe ăla. Bă, și să citea pe fața ta, mă umor asta. Bă, și te-ai duce înainte, să-i dai niște pumni. Cablul ăla. Ăla ne-a căzut imediat. Da, mă, ăla, da. Cu Paul Slowinski, în Final 16, în Tokyo, multă lume s-a așteptat să pierd meciul ăla. L-am câștigat. Am fost o surpriză pentru toată lumea. Care a fost cel mai faimos cu care te-ai văzut? M-am luptat cu Mighty Mo. Mighty Mo. Cu Gary Goodridge. Mamă, Goodridge ăla era un nenorocit. Da, l-am bătut de două ori. Serios? Ce tare, bravo. Tare, dădeam în cap, nu mai cădeam. Bă, ce dracu, nu cade ăsta, frate. Crede-mă, oboseam la cât spun, i-am dat și nu mai cădeam. Dar se întâmplă, da. Ai avut noroc că nu te-a prins în seria aia lui faimoasă. Ei, norocul ți-l faci singur. Cea mai bună apărare e atacul. Dacă stai și aștepți să-ți dea lovituri, mai multe șanse dai lui ca să câștige decât ție să-ți dai șanse. Ți-ai luat și tu vreun knockout vreodată? Mi-am luat mai multe. Și cel mai rapid care a fost? Cred că în 30 secunde. Oulu. Da, slăbisem, 95 de kilograme aveam. Pe cine te-a bătut? Erol Zimmerman. A, Zimmerman. Da, Zimmerman. M-am luat, el mi-a dat un genunchi, l-am barat, mi-a dat și un pumn în cap. La revedere. Eram piripit 3 zile, mereu întrebam, bă, dar ce s-a întâmplat? Da. Nu-i de râs, credeți? Da, nu e, Doamne ferește, cum? Auzeam și un prieten pe care vreau să-l dau la kickbox. Cine? Băi, Ricky. Ricky, ia-mi noi. Da. Ah, da. S-a tărit, domnul Moroșanu. Ia spune-mă, l-ai văzut vreodată pe domnul Moroșanu? Ai auzit de el? Da, cum s-o nou? Da, cum s-o nou? L-ai recunoscut din Japonia? Da. A, deci, el e star în Japonia. Da! Am bătut un japonez. A, da? Juniki Sabayashiki. Ah. Era noua lor speranță. Ok. Așa. Tocmai îl bătuse pe Jerome Le Banner, la Juniki Sabayashiki. Nu cred. Mă jur, îl bătuse. Dacă ar fi fost să te bați cu Le Banner, l-ai fi bătut și pe Le Banner. Habar n-am. Mie Le Banner pentru mine e cel mai mare ever, vreodată. Le Banner este, cred că, printre cei mai talentați sportivi, dar niciodată n-a câștigat K1. Da. Deci, mare vedetă internațională, să zicem. Moroșanu, vedetă internațională, cunoscut la Japonia. Toată lumea știa de moartea din Carpați. Da, așa zic. Băi, nu mă consider o vedetă internațională, cel puțin în lumea mea. În lumea ta. K1-ului, a kickboxing-ului sunt cunoscut la nivel internațional. Asta e important. Cu ce rămân în viața asta? Rămân, mă, Gloria, măcar să fie acolo. Unde e?
Asta e cel mai important. Așa este. Corect. În lumea artelor marțiale, Cătălin Moroșanu este un luptător de mare succes. Dincolo de imaginea asta dură, moartea din Carpați, se află un tip super mișto, sensibil, glumeț. Deci, tu ești pasionat de salat. Mister, eu am început să mă îngraș. Fiind luptător, tot timpul antrenamente, antrenamente, corect, antrenamente. Și acum, de la o vârstă, că am și eu 38 de ani, nu mai merge povestea. Păi și ce mănânce acum? Și-o dau pe salate. Nu cred. Da. Eu când mă apuc de salată, înseamnă că nu m-am bani de carne. Sau de quinoa. Sau de quinoa. De quinoa, da. Chiar ce era quinoa, că nu știu ce. Mâncare de papagali. A, niște semințe schinoa. A, mă, gata. Cereale, de fapt. Cereale, cereale, cereale. Oricum. A fost o experiență. Eu băi, așa... Mister, și pentru noi e experiență să gustăm salata ta, sincer. Nu mă gândeam la asta. E o experiență să vii să-ți vină moara din Carpați să-ți facă salată. Nu? Fii atent aici. Noi avem un cuțit pentru prieteni. Ok. Adică e ce și tu ești prietenul nostru. Și ca să vezi că și mie îmi place salata. Da, mulțumesc frumos. Felicitări că v-am pupat, ceau. A fost o super experiență. Mi-au plăcut foarte mult și șefii, super băieți. Am această amintire drăguță, acest cuțit. Am să pun acolo în vitrina mea de colecție. Lângă trofee, clar. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.